Târgul de Crăciun își deschide porțile în data de 26 noiembrie și poate fi vizitat până la începutul lunii ianuarie. Accesul va fi restricționat, iar perimetrul va fi îngrădit, astfel încât să poată intra doar persoanele care au certificat verde. Organizatorii anunță că, în ciuda restricțiilor, târgul nu va fi cu mult diferit față de cum ne-am obișnuit, întrucât atmosfera de sărbătoare se va simți în continuare. 80 de căsuțe vor fi amplasate în Piața Mare și nu vor lipsi nici patinoarul, roata panoramică și bratul. Autostrada A10 Sebeș-Turda trebuia să fie finalizată încă din 2016. Lucrările pe lotul 2, demarate în 2014, au durat 7 ani, astfel că cel mai probabil de la 1 decembrie vom circula fără întrerupere pe autostradă de la Sibiu la Cluj-Napoca. Lotul 2 din autostrada A10 Sebeș-Turda are o lungime de circa 24,3 km. Darea în trafic a lotului 2 din A10 va permite și eliminarea ambuteiajelor care se formează pe DN1 între Alba Iulia și Aiud. Ora de Sibiu lansează pe 11 noiembrie de la ora 20 un nou proiect jurnalistic. Podcastul Lu Pope este realizat de către Dragoș Popescu, redactor șef al publicației noastre. Episodul pilot de la podcastul Lu Pope are un invitat destul de popular printre sibieni. Este vorba de fostul președinte al echipei de fotbal TC Hermannstadt și actual conducător la Inter Sibiu. Podcastul Lu Pope este un proiect video realizat în premieră de către o publicație locală din județul nostru. Urmăriți știrile zilei pe oradesibiu.ro.